Evanghelia după Matei, capitolul 25, voi citi primele 13 versete, pagina biblică 954. Evanghelia după Matei, capitolul 25, cite Scriptura de la versetul 1 la versetul 13, pagina biblică 954. Atunci împărăția cerului se va semăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Cele nechipzuite când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovia, au ațipit toate și au dormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, că ce ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide -ne. Dar el drept răspuns le-a zis, Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul Omului. Amin. Vă rog să vă așezați. Stăteau de vorbă niște frați, făceau planuri de viitor, despre munca lor discutau, despre business lor planificau, despre familie, despre concedii, despre cum își percep anul cele stă înainte. Și am dat unul dintre frații care stătea la acea discuție, printre altele le spune, măi fraților, dar la venirea Domnului vă mai gândiți? Asta și m-am gândit când am auzit această întâmplare, această discuție, când a fost ultima dată când am meditat puțin mai îndelung la revenirea lui Hristos. Și vreau să te întreb în această dimineață când a fost ultima dată când te-ai gândit la revenirea lui Hristos. Ne facem planuri, planuri cu privire la mașina pe care ne vom cumpăra, la casa pe care ne vom achiziționa, la apartamentul pe care vom locui. Ne facem planuri, poate chiar legate de biserică, ne facem planuri cu privire la concediile pe care ne le plănuim, ne facem multe planuri. Întrebarea este, oare în tot timpul acestor planuri mai avem noi clipe în care să ne gândim la revenirea lui Hristos? Discutam împreună cu un frate despre vremurile de acum și vremurile de altă dată și îmi spunea așa, frate Dan, Diferența dintre biserica de astăzi și biserica din perioada comunismului e următoarea. Noi eram atunci mult mai pasionați de Dumnezeu, ardeam pentru Dumnezeu. Viața noastră se învârtea în jurul Domnului și a bisericii, pentru că știi care este marea diferență între noi de atunci și noi de astăzi sau voi de astăzi? pentru că era greu, pentru că era prigoană, pentru că era persecuție, pentru că duceam o viață dificilă. Noi trăiam în permanență cu gândul că Domnul Hristos stă să vină. Astăzi, voi și noi de asemenea, pentru că nu pot să ies din această ecuație, avem libertate, avem pace, avem pâine pe masă, avem haine câte ne trebuie, avem de toate. Și pentru că ne merge așa de bine, pentru că dincolo de toate lipsurile acestea mărunte pe care le avem, totuși ducem o viață bună pe care înaintașii noștri nici măcar nu și-au putut-o imagina. Noi am început să ne legăm foarte tare de pământ, am început să ne legăm cu amândouă mâinile, dacă este cazul de tot ce avem în lumea aceasta. Și pentru că ne este prea bine pe pământ. Am uitat să ne mai ridicăm privirea spre cer. Asta este marea diferență între rugăciunea de acum și rugăciunea de altă dată, între încântarea de acum și cântarea de altă dată, între predica de acum și predica de altă dată. Noi atunci, frate Dan, era greu, era comunism, erau lipsuri. Trăiam cu această idee. Hristos poate să vină în orice moment. Și tânjam și așteptam această venire și ne rugam pentru ea. În această zi, pentru tine și pentru mine, am un cuvânt din partea lui Dumnezeu și mesajul se intitulează Iisus revine. Ce trebuie să știi? Isus revine. Ce trebuie să știi? În primul rând, te rog, reține acest lucru. Abia atunci se va vedea realitatea și nu aparența. Primul lucru pe care te rog să-l reții, având în vedere că Domnul nostru stă să vină, este că atunci când Domnul va veni, se va vedea realitatea și nu aparența. În această zi am citit despre zece fecioare. Toate zece au fost fecioare, toate zece au fost poftite la nuntă, toate zece au avut candele, toate zece au avut un delemn în candele, la toate zece le ardea un de lemnul din candele. Și cu toate acestea, Deosebirea se face abia în momentul în care vine mirele. Atunci se vede că cinci dintre ele sunt înțelepte pentru că au avut un delem de rezervă în vase, iar cinci sunt neînțelepte pentru că ar fost superficiale. Nu și-au luat un delem decât în candelă. Potrivit mărturilor istorice, o candelă în vremea respectivă ardea undeva la 15 minute. Prin urmare, abia venirea mirelui face distinția dintre fetele înțelepte și fetele neînțelepte. Tot astfel are să fie și în ziua revenirii lui Hristos. Abia atunci se va vedea realitatea. Până atunci trăim o stare de aparență. Până atunci poate avem impresia că omul din fața noastră este sincer. Poate avem impresia că, nu știu, suntem în conjurați de peste tot cu sinceritate. Abia atunci vom vedea cu adevărat intențiile, nu doar intențiile noastre, ci intențiile celorlalți. Abia atunci se va vedea motivația, de ce am făcut ce am făcut, de dragul lui Hristos, pentru slavă de șartă, pentru binele nostru, pentru propășirea noastră. Atunci se va vedea spiritualitatea. Iubiții mei, mulți dintre noi ne uităm unii la ceilalți și nu știm ce este dincolo de masca pe care o afișăm, de cuvintele frumoase pe care le spunem, de zâmbetele frumoase, dar singurul care cunoaște cu adevărat toate intențiile noastre este Domnul. Singurul care cunoaște toată motivația. De ce dau un ban pentru lucrarea Lui Dumnezeu? De ce mă implic și fac ceva la adunare? De ce vestesc Evanghelia? De ce fac bine unui om necăjit? Care este oare motivația din spatele acțiunii mele? S-ar putea să ne uităm la cineva, să avem impresia că omul acela le face de dragul Hristos și să le facă pentru o slavă de șartă. Pavel spunea, în vremea aceasta sunt mulți care îl predică pe Hristos. Unii zic îl predică pe Hristos pentru o slavă de șartă, alții numai să-mi facă mie în ciudă, să, nu știu, să mai pună un ecas peste necazurile mele. Dar în ziua lui Hristos, spune Pavel, se va vedea intenția fiecărui dintre noi. Când va veni Hristos, se va descoperi intenția fiecărui dintre noi. Și în ziua aceea, Hristos va spune, măi, Dane, măi, frate, măi, soră, fiecare dintre noi, uite ce ai gândit, uite de ce ai făcut ceea ce ai făcut, uite care au fost intențiile tale. Hristos va pune pe cântar lui motivația noastră e foarte important să-i slujim lui Dumnezeu dar să avem o motivație cinstită ceea ce fac, fac pentru Domnul nici măcar să nu fie vorba de mine nici măcar să nu fie vorba de familia mea nici măcar să nu fie vorba, nu știu, de ceilalți uitați-vă să, să vedeți când Domnul îi spune, Petre, mă iubești tu mai mult decât toți ceilalți Domnul îi spune, Petre, pentru că mă iubești, slujește -mi. Adevărata motivație nu este așa cum o clamează unii peste ocean, domnule, de dragul oamenilor să faci, nu. Tu trebuie să iubești pe oameni, dar slujirea ta, dacă vrei să nu se împotmolească, să fie pe termen lung, să nu cazi în decepție, este de dragul lui Hristos. Petre, tu să slujești, nu pentru că îl iubești pe Ioan, pe Iacu și mai departe, tu să slujești dacă mă iubești pe mine. În ziua lui Hristos se vor vedea intențiile noastre, în ziua lui Hristos se vor vedea motivațiile faptelor noastre frumoase, dar și spiritualitatea. De multe ori mi s-a întâmplat în viață să cred că oamenii sunt mai spirituali sau mai puțin spirituali. Și m-am înșelat, poate. Poate și tu ai avut această experiență. L-ai văzut pe unul, poate l-ai văzut foarte spiritual și în realitate nu a fost chiar atât de spiritual. L-ai văzut pe altul, poate ai spus, Domne, este mai firesc omul acesta, se comportă nu știu cum. Și în anumite momente ai zis, da, Domne, este. Pare că este un om spiritual. Singurul care poate cântări pocăința mea și pocăința ta este Dumnezeu. Și lucrul acesta se va vedea nu pe pământ, ci la revenirea lui Hristos. Că Iisus Hristos revine, se vede realitatea și nu aparența, atunci se văd intențiile, atunci se văd motivațiile, atunci ce se vede spiritualitatea fiecărui dintre noi. La un moment dat un om bogat în perioada renașterii s-a dus și a cumpărat o sculptură foarte frumoasă, era o sculptură din marmură, a luat sculptura aceea frumoasă, era o sculptură mare și a pus-o undeva în mijlocul curții lui. Era o sculptură impecabilă, cel puțin așa avea el impresia. A trecut primăvara, și a venit vara și era foarte cald. Lucrul acesta se întâmpla undeva prin Italia, era foarte cald și la un moment dat, în timp ce se uite la sculptură, încep să apară anumite fisuri în sculptura respectivă. Și pe măsură ce era tot mai cald, se încălzea tot mai tare afară, soarele acela topea toată ceara din sculptură. Despre ce era vorba? Sculptorul, ca să-și acopere greșelile, a pus ceară presărată cu marmură măcinată și în felul acesta să acopere toate imperfecțiunile sculpturii. Problema a fost că atunci când a venit soarele, s-a văzut în realitate sculptura așa cum a fost ea. Și pentru că n-a fost cum trebuia, au început să se vadă toate lipsurile, toate crăpăturile. Vreau să vă spun ceva. Astăzi eu de dumneavoastră și dumneavoastră de mine. Uneori se ascund soț de soție, soții de soțan de zile. Poate te ascunzi de fratele tău, de sora ta din casă, poate te ascunzi de ceilalți, dar vine ziua în care și eu și Dumnezeu vom sta față în față cu Dumnezeu. Soarele neprihănirii, spune Scriptura când se va arăta soarele neprihănirii, fiecare dintre noi îl vom vedea față în față. Și că vine soarele Dumnezeu să apropie de noi în ziua cea mare a revenirii lui Hristos, se va topi toată ceara din viața noastră și atunci se vor vedea vorbele noastre, cuvintele noastre, atitudinile noastre, comportamentul nostru, intențiile noastre, chiar și spiritualitatea noastră. Iubiții mei, numai și numai venirea lui Hristos va arăta cum suntem fiecare dintre noi. Iisus revine ce trebuie să știi, atunci se va vedea realitatea și nu aparența. Spune Scriptura că într-o zi s-au dus niște slujitori la câmp și când s-au dus la câmp, au văzut că acolo în mijlocul grâului a crescut și Neghina. Se întorc acasă la stăpân și spun stăpâne, ne-am dus la holdă și ne-am uitat cu atenție, dar e o problemă. Ce problemă este? Domne zice, în mijlocul grâului este și negină. Oare ce s-o fi întâmplat? Nu fi fost sămânța bună? O zice, nu. Ascultați-mă, când am dormit a venit un vrășmaș, un vrășmaș de-al meu și a semănat în mijlocul grâului neghină. Să deducem, să smulgem de urgență neghina, nu zice lăsați-le pe toate să crească împreună, până va veni ce? Secerișul. Atunci veți merge, veți scoate neghina din arie, o veți strânge znop și veți arde neghina, iar grâul îl veți strânge în grânar. Tot astfel este și în ziua lui Hristos. Când Iisus Hristos va veni, va despărți grâul de negină. Vreau să vă spun ceva. Și să o spun cu tristețe, nu toți cei care sunt parte unei biserici sunt cum trebuie din punct de vedere spiritual. Întrebarea este nu dacă celălalt este cum trebuie, întrebarea este dacă eu sunt cum trebuie, întrebarea este dacă tu ești cum trebuie. Te rog remarcă faptul că aceste 10 fecioare, toate au fost chemate la nuntă, toate au fost în proximitatea mirestei, au fost domnișoare de onoare și acestea reprezintă pe de o parte pe Israel, pe de altă parte reprezintă biserica. Ceea ce vrea să spună Domnul Hristos este că în ziua revenirii Lui, se va vedea realitatea cu adevărat. Adică nu va conta că ești membru doar în biserică, doar că ai cântat, ai rugat, ai dat partea Domnului, poate ai dat câte un îndemn sau ai zis câte o predică. În ziua lui Hristos se va vedea starea pocăinței tale și starea pocăinței mele. Când va veni Isus Hristos, biserica se va despărți în două oameni care au trăit cu adevărat sfințenia și oamenii care au mimat pocăința. Oameni care au avut intenții sfinte, motivații sfinte și au fost cu adevărat pocăiți față de cei care doar au stat pe un scaun, doar au pozat că sunt cu adevărat pocăiți. De fiecare dată când auzim astfel de lucruri, spita mea și spita ta este să-i cântărim pe ceilalți. Dar Biblia în ziua aceasta zice, auzi, lasă-i tu pe ceilalți în parte și pe tine cercetează-te dacă mai ești în credință. Pentru că în ziua lui Hristos, fiecare dintre noi va fi așa cum este în realitate. Iubiți mei, Iisus revine, orice trebuie să știi. În primul rând, atunci se va vedea realitatea și nu aparența. În al doilea rând, va răsplăti credincioșia și nu apartenența. Va răsplăti credincioșia și nu apartenența. Cum adică, Domnule, vine mirele, face petrecere, sărbătoare și pe tine să te lase afară? Dar pentru că în momentul acela mirele răsplătește credincioșia. Venea mirele la mireasă, să o ducă în sala de nuntă, sala de nuntă era casă la mire, venea prin tot satul sau prin toate satele de prin prejur, veneau niște grăitori, cum le spunem noi, și strigau tare, iată mirele și în întâmpinare, mirele venea la câteva minute după ei, împreună cu tata, cu mama, cu familia, Nuntașii veneau la uh, casa Mirelui și așteptau acolo. În momentul în care veneau grăitorii și spuneau, iată Mirele, ieșiți în întâmpinare. Fecioarele trebuia să se pregătească, să iasă afară în întâmpinarea Mirelui, să ia candela, să o pună în dreptul feței. De ce în dreptul feței? Nu purtau candele ca și noi astăzi lanternele, ci le puneau în dreptul feței. Femeile purtau candela în dreptul feței ca să arate că sunt fete cinstite, că sunt femei cinstite, că n-au de ce să se ascundă, că n-are ce să le fie rușine. Și uitați-vă să vedeți cinci din păcate nu sunt pregătite. Cinci sunt superficiale, nu tratează cu credincioșie nunta. Nu era pe atunci curent electric, nu erau becuri. Avea nevoie, avea nevoie mirele și mireasa ei, aveau nevoie de aceste fecioare să le lumineze drumul înspre casa mirelui. Dar uitați-vă să vedeți, chiar dacă zece au fost invitate domnișoare de onoare, chiar dacă toate zece au fost poftite la nuntă, chiar dacă toate zece au fost fecioare, doar cinci dintre ele sunt credincioase. Când Iisus Hristos revine, răsplătește credincioșia și nu apartenența. Nu cred că există mântuire în afara bisericii. Ce de Cartagena, unul dintre cei mai mari olos spunea în felul următor, nu există mântuire decât în biserică. Prin biserică cunoști Evanghelia, prin biserică primești cina Domnului, prin biserică primești îngrijire spirituală, prin biserică le primești pe toate acestea, dar nu e suficient. Nu e suficient să fii parte a bisericii, ai nevoie să fii tu un om credincios, am nevoie să fiu un om credincios. Bogatul care ajunge în locuința morților a fost evreu. Bogatul acesta a mers la sinagogă, că l-avea pe Moise și pe profeta, adică avea scripturile Vechiului Testament. Oamenii aceștia, teoretic, au fost credincioși, dar practic n-au fost cu frică de Dumnezeu, nu și-au trăit credința. Iubiții mei, când Iisus Hristos revine, răsplătește credincioșia și nu apartenența. Nu e suficient doar să fii parte a unei biserici și în speța bisericii în vierea. Este nevoie ca fiecare dintre noi să-i fim credincioși lui Dumnezeu. Și am stat și m-am gândit ce presupune credincioșia aceasta. Înseamnă să-L asculți pe Dumnezeu. Nu există lucru mai greu în viață decât ascultarea de Dumnezeu și ascultarea continuă. Să asculți de Dumnezeu în toate lucrurile în viața ta personală. Să asculți de Dumnezeu în viața ta de familie. Să asculți de Dumnezeu când te trimite să faci ceva. Să-L pe Dumnezeu atunci când ai de pierdut din punct de vedere financiar. Să-L pe Dumnezeu mai mult decât ascult de soție sau de soț. Mai mult decât ascult de șeful tău sau de patronul tău. Să asculți de Dumnezeu mai mult decât ascult de prietenii tăi, de frații tăi. Ascultarea de Dumnezeu este foarte importantă. Nu există credincioșii fără ascultare de Dumnezeu. Dar cum ne vorbește Dumnezeu? Ne vorbește prin cuvânt, ne vorbește prin conștiință, ne vorbește prin darul lui Sfânt, prin vise, prin vedenii, prin descoperiri, prin mesaje profetice. Dumnezeu vorbește în multe feluri. Ne-a vorbit și ne vorbește, important este să-L ascultăm. Apoi, Dumnezeul nostru în ziua aceea că răspătește credincioșia, răspătește slujirea, fiecare dintre noi avem o chemare de a sluji Domnului. De multe ori am crescut cu această mentalitate, slujire înseamnă, frate, ceva făcut la microfon. Da, și asta este slujire foarte importantă. Dar dacă doar asta este slujire, ascultați-mă, biserica în general nu face nimic. Slujire înseamnă să te rog să postești pentru familia ta, pentru mântuirea celui dracție, ca Dumnezeu să dea har, Dumnezeu să toarne Duhul Sfânt în adunare în fiecare inimă. Slujire înseamnă să-ți copilul să-l înveți cuvântul lui Dumnezeu. Slujire înseamnă să te rogi cu cei din casa ta. Slujire înseamnă să suni un prieten care poate să îneacă în droguri și alcool, să-l chem la adunare. Slujire în înseamnă să le pe unul înaintea Domnului și să te rogi pentru el o lună de zile, ca Dumnezeu să-l cerceteze, să-i schimbe viața. Slujire înseamnă să auzi pe cineva care ne cazuri în viața de familie și în loc să zici, auzi, așa e trebuie, l-o Dumnezeu, l-o Dumnezeu, așa e trebuie. Să te pui să te rogi, să postești pentru familia aceea. Asta înseamnă slujire. Slujire înseamnă să duci Evanghelia unui coleg de-al tău prin viața ta, prin cuvântul tău. Slujire înseamnă, dacă este cazul, să cânți. Slujire înseamnă că este caz să faci curățenie. Slujire înseamnă să te implici la tehnică, la școala dominicală. Slujire înseamnă să aduci un prieten la adunare. Slujire înseamnă să nu fii un om acru în adunare. Slujire înseamnă să-i zâmbești celui de lângă tine. Să înțelegi că toți suntem frați în adunare, că toți trebuie să ne simțim bine în adunare. Slujire înseamnă să te bucuri că îl vezi pe celălalt, să-l încurajezi, să-i spui Domnul să te binecuvânteze, să ne bucurăm că ne vedem unii pe ceilalți, să fim o binecuvântare unii pe ceilalți. Asta înseamnă slujire și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. important niciun dintre noi să nu stăm degeaba, ci tot să facem te ceva pentru Dumnezeu. Mai răsplătește ceva, Domnul, pe lângă ascultare, pe lângă slujire, atunci când vine vorba de credincioșie, loialitatea. Loialitatea este un concept foarte dificil la ora actuală. Să-i fi loial lui Dumnezeu până la capăt. Să-i fi loial Domnului chiar dacă nu câștigi așa de bine financiar. Să-i fi loial Domnului chiar dacă rămâi singur. Să-i fi loial Domnului chiar dacă ești dezamăgit. Să-i fi loial Domnului chiar dacă ai probleme de sănătate. Să-i fi loial lui Dumnezeu chiar dacă omenește vorbind, poate nu știu, ești un om pe locul 2 în viață și ești bă, dar pe toată lumea te prosteste. să fi loial lui Dumnezeu cu prețul vieții tale. Să rămâi lângă Dumnezeu orice ar fi. Chiar dacă râde de tine cineva, chiar dacă te-ar considera, bă, ăsta cu frică de Dumnezeu. Chiar că te-ai simțit marginalizat, să rămâi loial lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru răsplătește credincioșia și nu aparența, sau nu apartenența. Am mai spus eu odată această întâmplare, Vasile cel Mare relatează cazul acesta, se întâmplă în anul 320 după Hristos, la Sevastia, în Armenia. 40 de creștini, 40 de soldați sunt luați și aduși în fața șefului, a generalului și oamenii aceștia sunt puși să se lepede de Hristos, să aducă jerfe, tămâie cezarului de la Roma. Toți 40 zic, noi suntem creștini, spune Vasile cel Mare, noi suntem creștini, noi nu putem să închinăm ofrande cezarului de la Roma. Dacă nu faceți lucrul acesta, vă pedepsiți cu moartea, spune generalul, și spune, să mă ne cu moartea. Este o întâmplare reală în mijlocul iernii, sunt dezbrăcați de hainele lor, umiliți între ceilalți soldați, puși undeva pe un lac înghețat la minus foarte multe grade și lăsați acolo să moară de frig înghețați pe gheața aceea. La marginea lacului, spune Vasile cel Mare, este o cadă cu apă caldă și este un foc. Generalul care se ocupă de execuția lor le spune în felul următor, toți care vă lăsați de Hristos și aduceți ofran de cezarul de la Roma, puteți să veniți, să vă îmbrăcați, să vedeți dacă vreți să vă băgați în apa caldă, să, să vă reveniți, să stați la foc. Toți patru zi, zic, noi suntem creștini. Noi nu ne închinăm cezarului de la Roma, noi avem un singur domn, pe Iisus Hristos din Nazaret. Cântă, se roagă, dar la un moment dat frigul începe să-i slăbească. Frig, viscol, frig, viscol și oamenii aceștia, cântarea lor este tot mai înceată, tot mai înceată, rugăciunea tot mai înceată. Până la un moment dat când efectiv amuțesc, tremurau de numai numai, se înghesuia unul acela să nu înghețe de frig. În ultimul moment, cel care se ocupa de executarea lor se uită spre cer și este un fapt real, și vede un înger de la Dumnezeu din cer, spune Vasile cel Mare, marele episcop și predicator al bisericii creștine din primele veacuri, un înger care se coboară cu 40 de cununi. În ultimul moment când era gata să pună cununa și pe cap una dintre cei 40, acesta se ridică și dă să plece de acolo spunând, mă leapă de Hristos, vreau să trăiesc. Dar spune Vasile cel Mare, nu ajunge la malul lacului, cade și își dă suflarea. Cel care s-a ocupat de executarea lor și a văzut această vedere dumnezeiască, s-a dezbrăcat și el de hainele lui, s-a dus și s-a pus supunarea respectivă, spunând de azi înainte, eu sunt al lui Hristos. Și am murit și -a pentru Hristos. Hristos nu răsplătește apartenența, faptul că ești parte unui grup de 40 de oameni credincioși. Hristos răsplătește credincioșia. Doamne, ajută-ne să te ascultăm până la capăt. Ajută-ne să te slujim cu devotament Ajută-ne să fim loiali. Vă duceți aminte de acel exemplu din Scriptură, un om bogat se duce într-o țară îndepărtată să facă business, înainte să se ducă și cheamă trei din slujitorii lui, te rog remarcă, trei din slujitorii lui. Le împarte fiecare averea lui în funcție de capacitatea lor de a gestiona lucrurile. Unul e de 5 talanți, o sumă foarte mare, altul e de 2 talanți și altul e un talant. Fiecare spune în felul următor, duceți-vă și puneți-mi în negoț banii aceștia, că atunci când mă voi întoarce să-mi primesc banii cu dobândă, să am câștig de pe urma banilor acestora. Se duce într-o țară depărtată, face business, prosperă foarte mult. După mulți ani de zile se întoarce acasă. Când se întoarce acasă, ce să vedeți? Îi cheamă pe toți trei la raport. Primul care vine, îl ia cu cinci talanți, îi spune, stăpâne, mi-ai dat cinci talanți, am pus talanți în negoț, am făcut business, a fost greu, am transpirat, am avut emoții, am avut stres, dar ți-am câștigat încă cinci talanți, poftim ce este al tău. Vine al doilea și spune, stăpâne, mi-ai dat doi talanți, i-am pus de urgență în business, în negoț, am câștigat încă doi talanți, poftim ce este al tău. Și spune, bine, robun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Vine al treilea care era slujitorul lui și spune, stăpâne, am știut că ești om aspru care se cer de unde nu semeni. Aș tu cum ești, mi-a fost frică și m-am dus și ți-am ascuns talentul în pământ. Poftim ce este al tău. Spune stăpânul Rob, Viclean și Leneș, ai știut cum sunt? luați talentul, dați-l celui ce are zece, pentru că celui ce are îi se va da și va avea din prisos. Iar pe omul acesta netrevnic, luați-l și aruncați-l în tunericul de afară, unde este plânsul și scârșnirea dinților. Expresia aceasta, întunericul de afară, plânsul și scrișnirea dinților, reflectează sau reflectă în gândirea biblică a Noului Testament, iadul și o al lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, omul care nu este credincios lui Dumnezeu, iubiții mei, nu se poate bucura de mântuirea Domnului. Pentru că omul credincios mântuit, ascultați-mă, dovada mântuirii lui este că întotdeauna îi va sluji lui Dumnezeu. Poate are momente de oboseală, poate are momente de supărare, poate are momente în care disperă, dar după ce trece puțin vremea aceea, se scutură de delăsare, se ridică și merge mai departe. Știi cum îți dai seama că un om este ales de Dumnezeu, că este prețuit de Dumnezeu, că Dumnezeu este centrul vieții lui. După momentele lui grele, nu se duce, nu se pierde, ci stă lângă Dumnezeu eu. Da, mi-e greu, Doamne, dar mă duc înainte. Am crescut în biserică și frații dădeau un exemplu și mi-a rămas în minte exemplul acesta. Ziceau despre bivoli. Care e diferența dintre bivol și cai? Știți care este diferența? Ce mai am să știți? Bivolul când nu mai poate, nu se dă bătut. Calul se dă bătut. Bivolul se pune în genunchi și în genunchi trage. Asta e mare diferență. Bivolul în genunchi trage. Nu mai poate să trage pe picioare, să efectiv se apleacă în genunchi să tragă. Să ne ajute Dumnezeu. Poate nu este greu uneori să mergem înainte să-i slujim lui Dumnezeu cu devotament. Poate ți crea pocăința la locul tău de muncă, în familia ta, dar nu te lăsa de Dumnezeu. Vine ziua răsplătirii, Dumnezeu notează totul, Dumnezeu contabilizează totul. Cel mai bun contabil, ascultați-mă, nu-i patronul, nu-i contabila, nu-i nici măcar soția sau soțul. Cel mai bun contabil este Dumnezeu. Un pahar de apă pe care îl dai în numele lui Hristos... Nu este trecut sub tăcere. El, Domnul nostru, notează și în ziua cea mare, va da răsplată slăvi să-i fie numele. Iubiți mei, când vine Hristos, răsplătește credincioșia și nu apartenența. Toate zece au aparținut același grup, dar cinci au fost credincioase, cinci nu au fost credincioase. Credincioșie nu e ceva teoretic abstract, credincioșie înseamnă ascultare, înseamnă slujire, înseamnă loialitate. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Isus revine, ce trebuie să știi. În al treilea rând, necesită o pregătire urgentă și nu amânare necesită o pregătire urgentă și nu amânare. Spune textul, iată mirele, ieșiți în întâmpinarea Lui. Să și m-am gândit ce s-ar întâmpla în dimineața aceasta dacă ar veni Hristos. Când eram student la Institutul la București, era un frate pastor care avea obiceiul să aducă cina Domnului pe nepregătite. Doamne, câți frați, câte surori s-au că nu poți să cina, că nu-ți pregătiți. Și la un moment dat, fratele Bochean și-a explicat decizia în felul următor, fraților, voi nu vă pregătiți pentru cine? Noi luăm cina și ne pregătim pentru cine pregătindu-ne pentru revenirea lui Hristos. Dacă voi nu sunteți pregătiți să luați cina, oare voi sunteți pregătiți să vă întâlniți cu Domnul? Eu vreau să te întreb în această dimineață dacă ar fi să vină Domnul, ai fi pregătit să te întâlnești cu El? Aș fi eu pregătit să mă întâlnesc cu El? Poate uneori nu ți simți pregătit de cină, dacă ar fi să se aducă dintr-o dată cina, să-ți facă o surpriză cu frații slujitori, să fie aici cina. Poate te-ai tulburat, dar mi-ai spune, dar am venit certa cu sora, nu mă înțeleg cu tata, nu știu, îți certa cu pruncii, îți cu un frate, cu o soră, nu pot să ier, nu pot să uit, am ceva cu cineva în sufletul meu. Ascultați-mă, nu există om fără greșeală. Nu există bărbat cât de sfânt fi care să nu greșească, nevastă cât de sfânt care să nu greșească. Văzut azi la fotbal, în cele 90 de minute, toți am făcut poate fotbal mai așa sau așa, adică ori profesionist, ori numai în timpul liber, surole s-au suru, uitat. Se întâmplă să nu mai dea la picioare la unul. Am jucat fotbal, ne fautam unii pe alții, ne juleam, Dacă când se fotbal, mergeam și beam tot suc împreună. Asta se întâmplă. Picai, bă, dar pe îl împingeai pe celălalt, o pierdut, nu au putut să dea gol și o pierdut meciul din cauza asta. Se întâmplă uneori, fauturi de joc, poate nu știu, noi unii cu ceilalți, în familie, la serviciu, cunoscuții. Dar e foarte important să înțelegem dacă am greșit să ne pocăim și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Necesită o pregătire urgentă și nu amânare. Iată mirele și în întâmpinare. Cinci intră în panică. Hai să mergem, dați-ne de unde lemnul vostru, dar nu avem de unde. Hai să mergem să cumpărăm, s o dus să cumpere. Dar când s-o întors, era deja prea târziu. Ușa era închisă. Apropo, e o mare diferență față de gândirea romană. Gândirea romana a vremii spunea că ușa întotdeauna este deschisă. Gândirea biblică spune că există o zi în care ușa se închide. Dar în ziua aceasta încă ușa nu s-a închis, este deschisă, pentru că suntem în casa Domnului, în prezența lui Dumnezeu. Dar oare ce înseamnă să te pregătești de urgență? Înseamnă rugăciune. Înseamnă rugăciune să ne rugăm, să-i dăm slavă lui Dumnezeu, să ne mărturisim păcatele, să cerem putere de la Dumnezeu, să cerem har. Vreau să te întreb în ziua aceasta cum stai cu rugăciunea. Oare te mai rogi tu singur acasă ca sos, ca soție? Oare te mai rogi când te urci în mașină? Oare te mai rogi, mai ești numai al rugăciunii? Noi să eu niciodată când am început lucrarea pastorală la 23 de ani, un frate pastor bătrân mi-a spus așa, frate Dan, ascultă-mă, fii -mi om cu minte, cântărește oamenii după viața lor de rugăciune. Uită-te la oameni, vremea aceea aveam la învon scaune și spunea, uită-te la oameni care se roagă în adunare. Tu ca păstor nu numai că te rogi, mai deschide ochii ușor fără să te vadă frații, să-i tulburi și uite-te să vezi, se roagă oamenii în adunare. Îmi spunea de proroci cum să-i descoperi pe care sunt ai Domnului, care nu sunt ai Domnului. Zice, frate, uite-te la ei să vezi, se roagă. Dacă nu se roagă, ei n-au conexie cu Domnul. Cum să-ți aducă unul cuvânt din partea Domnului dacă el nu se roagă Domnului? Păi la învon, mesaj profetic, orice ar fi, tu trebuie să cobori, nu trebuie să te urci. Tu trebuie să cobori din partea Domnului rugăciunea, nu i palții la parte, eu cum stau cu rugăciunea, tu cum stai cu rugăciunea. Rugăciunea e o chestie foarte importantă, apoi nevoie de pocăință. Cred că fiecare dintre noi avem nevoie de pocăință. Este oare unul cinstit vorbind cu Domnul care ne cunoaște în totul totului tot, care se spune, auzi, eu așa de pocăit, că nu mai trebuie să mă pocăiesc. Este vreunul aici, care în prezența Domnului pe care Domnul îl vede, care să spună în ziua aceasta, auzi, bă, eu așa de pocăit de numai numai. Eu n-am ce să corectez în viața mea. E vreunul care nu trebuie să-și mai corecteze gândirea? Care nu mai trebuie să-și corecteze vorbirea? Oare mai este vreunul în adunare care nu are nevoie de corecturi în viața lui personală? Eu are cineva ce e în adunare în felul acesta? Iubiții mei, avem nevoie de pocăință și Doamne ajută-ne să ne pocăim. Mai e nevoie de ceva, de veche. M-am gândit zilele astea, în pe special, la lucrul acesta la veche. Doamne Dumnezeule, doi soți Mă, păi așa să iubesc, așa să înțeleg. Pușcă lucrurile că nu vechează. Și devin dușmani. Vege nu știu, tare cu Domnul, Pocăințe, experiențe cu Domnul. Mă, o leacă de lipsă de rugăciuni, o leacă de, de atenție. Și își bate satana joc de om în ultimul hal. Și pune tot felul de gânduri să sinucide, cade în imoralitate și înșală soțul sau soția. Se ceartă să bate cu cineva, face prostii, își vinde casa, își vinde mașina, ce știu eu ce drame face. De ce oare? Că nu avem veche, asta e mare problemă. Și Doamne Dumnezeule, știți ce ne ia nouă veghea? Obișnuința. Adică atât de mult ne-am obișnuit cu toate lucrurile încât ni se par absolut normale. Și lipsa asta de veche, zice Hristos, vegheați. Ce înseamnă să veghezi? Să fii atent. Eu vreau să te întreb în dimineața aceasta, când a fost ultima dată când ai fost atent la pocăința ta? Când a fost ultima dată când ai fost atent cum te compors cu nevasta, dar cu bărbatul, tu, cu frații, cu surorile? Când a fost ultima dată când am fost atent cum ne purtăm unii cu ceilalți? Când a fost ultima dată când am zis, auzi, vreau să fiu foarte atent astăzi la ce zic, la ce fac? Veche, foarte importantă. Necesită o pregătire urgentă și nu amânare. Zine, zice profetul Amos, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Iisus revine. Ce trebuie să știi? În primul rând, atunci se va vedea realitatea și nu aparența. Intențiile, motivația, spiritualitatea. În al doilea rând, va răsplăti credincioșia și nu apartenența, ascultarea, slujirea, loialitatea. Și în al treilea rând, necesită o pregătire urgentă și nu amânare. E nevoie de rugăciune, de pocăință și de veche. În urmă cu câțiva ani de zile, o soră mi-a mărturisit că a avut un vis. Și în visul meu, frate Dan, se făcea că vine Domnul Isus Hristos. Eram acasă, eram în bucătărie, făceam mâncare, spălam vasele. Și copiii mei au venit la mine toți și mi-a spus pe nume, au început să zică, mamă, mamă, vine Domnul, mamă, vine Domnul. Hai să ieșim în întâmpinarea Domnului. Și frate Dan zice, nu mă puteam despărți de mâncare, nu mă puteam despărți de bucătărie, de lucrurile mele. Vedeam, mă uitam pe geam și vedeam că Iisus revine, îl vedeam pe Domnul în visul meu, vedeam frați, surori, credincioși, îngeri, vedeam cum se ridicau, se uneau cu Domnul în văzduh. Și copiii mei strigau și ziceau, mamă, mamă, hai de urgență, lasă bucătăria, lasă mâncarea, lasă mamă, că vine Domnul. Și frate zice, nu puteam să le las. La un moment dat, parcă eram legată cu lanțuri de mâini și de picioare de bucătăria mea, de lucrurile mele. I-am văzut pe prunci cum pleacă din casă ies pe ușă și încet, încet fiecare se ridică spre Domnul. Se uitau la mine pe geam, îi vedeam că se uită spre mine, mă uitam spre ei și în visul meu începeam să plâng. Se uitau și ei la mine și nu vrem să creadă că nu pot să las bucătăria așa ale mele în spate. i am văzut că se ridică în văzduh și nu mai văd, numai pe Domnul vedeam. În momentul acela, frate, zice, m-am trezit. El m-am trezit, m-am bucurat că e doar un vis. Dar a zis, e un vis din partea lui Dumnezeu. Eu nu sunt bine cum sunt. Sunt prea legată de lucrurile mele. Dacă ar fi să vină Domnul, n-aș fi gata. Am luat decizia, frate Dan, să iau lucrurile și pocăința în serios. Iisus Hristos stă să revină. Probabil cei mai mulți dintre noi nu ne mai gândim la lucrul acesta. Ne merge bine. Sănătatea e cât de cât ok. Pâinea nu este decentă pe masă. Poate nu avem nici cazuri așa de mari încât să cădem în descurajare, depresie. Și când ne merge bine, știți ce se întâmplă? Devenim, cum zic bătrânii noștri, parcă ni simțitori față de cele spirituale. Și dacă ar fi să vină Domnul, te rog să te întrebi pe tine în sus, pe tine însăți. Ai fi pregătit să te întâlnești cu El? Dacă n-ai fi pregătit în această zi să te apropii de cina lui Hristos care reprezintă spiritual trupul și sângele Lui, dă-mi voie să spun că nu ești pregătit să te întâlnești cu Domnul. Dacă în această zi ar fi cina lui Hristos și n-aș fi gata să mă întâlnesc cu El la cină, n-aș fi gata să-L întâlnesc pe Hristos care stă să vină, dar în această zi, dacă ne uităm la noi și înțelegem că nu suntem cum trebuie, știți ce ar trebui să facem? Să spunem, Doamne, ești prezent în adunare. Doamne, lasă sângele Tău să ne spele, să ne curățească. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să ne copleșească. Înviorează viața noastră. Umple, Doamne, de puterea Ta. Schimbă viața noastră. Atinge viața noastră în ziua aceasta. Înviorează-ne prin Duhul Tău cel Sfânt. Pentru că nu vrem, Doamne, doar să aparținem unei locații, a unei adunări. Vrem să fim mai Tăi. Nu vrem doar aparență, vrem realitate. Nu vrem, Doamne, să mai amânăm pocăința asta și acum și aici vrem să ne pocăim. Și în ziua aceasta facă Domnul ca fiecare dintre noi să mergem de aici plin de Duhul lui Cel Sfânt. Și cu mine în frunte să ne pocăim. Mai este cineva care are nevoie de pocăință în dimineața aceasta lângă mine. Dar numai care credeți din toate mai lucrul acesta. Eu am nevoie să mă pocăiesc. Tu ai nevoie să te pocăiești. Hai să ne ridicăm cu toții în prezența Domnului. Și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Aș vrea să venim înaintea Domnului fiecare dintre noi Să spunem, Doamne, iartă-ne greșurile Iartă-ne slăbiciunile Nu intra cu noi la judecată Ci în ziua aceasta, Doamne, ajută-ne să nu mai punem pres pe aparență Ci să fim oameni cea sinceri înaintea Ta Să nu ne mai bazăm pe faptul că aparținem bisericii Ci să fim credincioși cu adevărat Să nu mai amânăm pe mâine, pe poimâine, pocăința și în ziua aceasta să ne pocăim cu adevărat, aleluia. Și în ziua aceasta fie ziua unui nou început cu tine, fie ziua aceasta ziua noirii noastre spirituale, aleluia. Ne rugăm cu toții Domnului și rugăm să ne ajute Domnul să ne pregătim de întâlnirea cu El.